trecute, semnalați o situație, cum am spus și noi, alarmantă, pentru că există o depreciere pe fondurile private de pensii, care, sigur, e generată de contextul general. De inflație, undeva cu 7,2% scăderea pe mai toate fondurile private de pensii, dar în clipa de față avem o treabă nouă, și anume, Banca Internațională de Investiții, descoperim că are capital rusesc. Ca urmare, decide guvernul României să se retragă de acolo, că nu mai corespunde preceptelor internaționale din alianța în care suntem și noi. Ne retragem de acolo, dar descoperim că există o expunere pe această bancă, fiindcă sunt obligațiuni emise ce se află în portofoliu unor fonduri de pensii private, acelea unde contribuim și noi lună de lună, fiecare salariat, fiecare plătitor de CSS din România, în fiecare lună trimite un procent din banii săi către aceste fonduri private de pensii, domnule Pipera. Da, o să încep prin a spune că ceea ce am văzut zilele acestea e cu totul întâmplător. Este un fel de lanț dintre ăsta cauzal al întâmplărilor, pentru că nu am observat, nu am sesizat la timp niciunul dintre noi și cu atât mai puțin nu ne-a spus Autoritatea de Supraveghere Financiară că sunt niște probleme la fondurile de pensii, că sunt niște scăderi, așa cum ați spus, care se duc dincolo de jumătatea procentului de inflație și probabil asta este și un lucru care se întâmplă pentru că se prelungește la nesfârșit acest război. Dar simptomul care este? Este vorba despre faptul că într-o bancă care a ridicat oarecum tonul domnului Câțu, dacă vă mai aduceți aminte, în interminabilele lui dispute cu Teodorovici, o bancă unde statul rus este acționar majoritar, unde statul român este acționar semnificativ, mă rog, a fost până acum câteva zile, o bancă care, atenție mare, a emis pe piața din România niște obligațiuni într-o valoare destul de mare, vorbim de vreo 200 de milioane de euro, pe care se expune trei din cele șapte fonduri de pensii. În momentul în care statul român a făcut gestul de a se retrage din această bursă, din această bancă. Practic se poate întâmpla ca obligațiunile, care, atenție, nu sunt acțiuni, ci sunt niște datorii fracționate, împărțite pe niște ani, se poate deci ca aceste obligațiuni să pice și ăsta este și motivul pentru care am aflat întâmplător că în Parlament există o lege în procedură de urgență care încearcă să prelungească cele 360 de zile pe care le are la dispoziție un fond de pensii pentru a scăpa de niște titluri de acest gen, să le prelungească cu încă 2 ani de zile. Și oricum, procedura... Da, vă rog. Ce mi-a pus următoarea întrebare, dacă a scăzut atât de mult în mai puțin de 2 luni de zile valoarea acestor obligațiuni și dacă se presupune că războiul va dura cel puțin până la sfârșitul anului, poate ani de zile, că toți analiștii militari spun că așa se va întâmpla, din nefericire, ce se va întâmpla peste 2 ani de zile? De unde știm că acele obligațiuni chiar vor fi vândute cu 200 de milioane de euro și nu vor fi vândute în pierdere, așa cum fac foarte multe companii vestice în Rusia, care se retrag din Rusia. Renault, spre exemplu, și-a vândut fabrica de Lada. Haideți să rămânem la noi. Atenție, acest scandal, cum spunea foarte corect domnul Pipera, domnule Negrescu, a pornit în urmă cu vreun an de zile. Și a fost motivul, pare să, al dispariției din guvern a domnului Nazare, care era ministrul de finanțe, pentru că la vremea aceea i-a reproșat Câțu că a băgat și că vrea să mai bage bani în banca asta rusească, da? Domnul Nazare de dreapta băga bani în banca rusească și domnul Nazare a venit cu un răspuns absolut uluitor. Și anume că a cerut explicații de la Maie și s-a spus că e ok și ca urmare, dacă domnul Câțu are vreo problemă, să se certe cu guvernul său, pentru că guvernul său i-a dat voie domnului Nazare, tot din guvernul Câțu, să facă această operațiune. E absolut stupefiantă această dispută, care, sigur, la vremea respectivă n-a fost prea bine înțeleasă. Acum îi dăm cu totul și cu totul altă încărcătură.
Ce spune domnul Pipera? Sigur că are, are consistență. Da, impactul poate fi foarte, foarte grav pentru fondurile de pensii din România. Gândiți-vă, 200 de milioane de euro pierduți, da? Pentru că Rusia va avea tot interesul să sancționeze această ieșire din acționariat a statelor neprietene, ca așa le spune, statelor prin care ne aflăm și noi. Și să nu uităm că mai avem și niște capital în aceste bănci, da? Știu că sunt vreo 50 de milioane de euro capital vărsat în cele două bănci din care ne-am retras în momentul de față. Bun, am decis să ne retragem, înțeleg că procedura e lungă, există și speranța că poate până terminăm noi să ne retragem, ajung la maturitate obligațiunile respective, dar... E o speranță, doar ce mai face mult. Cu capitalul vărsat? E o altă întrebare. Și aici cât era datoria domnului Căciu de la Finanțe să vină să ne explice concret? Care a fost strategia? Dacă au luat în calcul ceea ce spune domnul Piperea, faptul că există o expunere pe fondurile de pensii, dacă măcar știa de acest lucru... Domnul Căciu a ieșit într-o conferință de presă miercuri. A ieșit într-o conferință de presă de miercuri. Dacă vreți, vă dau o explicație, dar credeți-mă, ne ajută foarte mult. L-a ajutat domnul Cărbunaru un pic, așa să fie ceva mai explicit, dar a zis atât, așa numai că procedura de negociere a retragerii nu e publică, nu ne poate spune despre ea. Adică tocmai ce era mai interesant. Da, rămâne de văzut exact ce se întâmplă. Într-adevăr, mi-e teamă pentru că și noi, într-adevăr, noi toți cei care vorbim aici avem bani în aceste fonduri de pensii. Și ne întrebăm ca simpli, pentru că sunt banii noștri, da, noi am contribuit. E de datoria autorităților să ne răspundă și cât mai repede, din punctul meu de vedere. Și poate pe viitor, când mai luăm astfel de decizii de a ne retrage, bineînțeles, motivate de acest efort internațional de a sancționa Rusia, măcar să ne gândim ce facem și să acționăm cu inteligența și cu o plasă de siguranță. Banchier, da. La unui politician. E o diferență Oana, între politician Oana. Și banchier. Vreau o singură precizare, domnule Negrescu, să o facem împreună. Contribuim pentru că vrem sau pentru că există obligativitate? Este obligativitate. La pilonul 2 e obligatoriu, într-adevăr. Pilonele 3 și 4, într-adevăr, sunt facultative. Într-adevăr, da, e o întrebare și cine și cum cumpără, practic, titluri din conducerile acestor fonduri de investiții. Da? Le putem spune că nu prea avem noi control, nu prea știm ce fac acești oameni cu banii noștri, știm doar că ni se promit un randament. Mai departe, într-adevăr, poate descoperim că sunt probleme și mai mari. Și vă dau o singură problemă. Păi cred că fondurile astea de pensii s-au expus foarte mult pe titlurile de stat emise de statul român. Iar statul român nu stă deloc bine cu banii și s-ar putea ca la un moment dat să avem o problemă și pe segmentul ăsta, pentru că și așa statul se împrumută foarte scump. E că la un moment dat vom fi sancționați și pe acest segment din cauza ineficienței statului. Deja scăderea e de 7,2%, cum spuneam, care înseamnă pentru fiecare dintre noi care avem bani depuși acolo o pierdere pe care încă nu o simțim, fiindcă 90% dintre români cred că nici nu măcar nu știu unde au banii ăștia, la care dintre cele 7 fonduri. Dar întrebarea, Oanei, cred că mai avea un substrat, nu? Și în plus, Adrian, au și început să descopere, că domnul Negrescu spune o să descoperim. Nu, au început. ASF-ul, de exemplu, a descoperit o foarte mare, că nu e mică deloc, de lapidare. Exact. Și avem un comunicat emis în urmă cu, cred că, 10 zile de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. E pentru prima dată când se dă o astfel de sancțiune, doamnă, domnilor. E vorba de administratul unui fond important de pensii private, unul dintre cei mai mari, practic, din România, care, iată, ajunge să fie drastic sancționat, practic să-i fie suspendată conducerea, pentru că s-a descoperit o delapidare pe care o anchetează și niște organe de control penal în clipa de față. E delapidare acolo. Și asta a dus, repet, la cea mai severă sancțiune de până acum pe unul dintre cele mai importante fonduri de pensii, pe administratorul acestuia. Și întrebarea, domnule Pipera, care o găseam și în textul dumneavoastră, era dacă cineva știe și cât câștigă acești administratori ai fondurilor private din banii contributorilor până la urmă. E adevărat că există un comision pentru depunere pe care îl încasează aceste firme de administrare? Adică pentru acea depunere, cum întreba Oana, obligatorie, deci tu ești obligat să depui. Ca urmare, ce faci? Depui. Nici măcar nu depui tu, ți se ia. Și pentru acea depunere se ia comision, adică comisionul de administrare, hai că avea sens cât de cât, că îți plasează mai bine, mai prost, dar să-ți ia comision pentru depunere? Sunt chiar două comisioane. Este un comision de administrare și un comision de gestiune a portofoliului. Și nu e același lucru? Sumele,
sumele, dacă puteți să vă imaginați, sunt calculate procentual. La un moment, la un moment dat erau 3,75% cumulate. Dar aici nu e vorba despre comisiunul pe care îl ia societatea de administrare a fondului de pensie. Aici este vorba de a ști ce bani se încasează managerilor fondurilor private. Pentru că mulți dintre ei au niște au un statut de expat. Ăsta este cuvântul care se folosește în birocrația corporatistă și nu plătesc taxe și impozite și nici contribuții în România, pentru că ei sunt resortisanți ai altor state și plătesc fie la ei în străinătate, fie offshore. Există un proiect de reglementare care să transparentizeze aceste sume. Noi nu putem decât să bănuim că este vorba de niște sume colosale. Vorbim probabil de 40-50 de mii de euro pe lună. Știu asta pentru că am vorbit cu niște bancheri, știu ce salarii au bancherii respectivi și ei mi-au spus că salarii mai mari sunt la fondurile, scuzați-mă, la administratorii de fonduri de pensie. Nu știu, poate că e justificat, poate că ne aduce această plată, acest cost, ne aduce cine știe ce câștiguri, dar deocamdată eu ceea ce văd este o continuă scădere a valorii.